Superliga vă este prezentată de Superbet. 6 Califa cu Ciabi, 17 Dragoș Iancu, 10 Cristi Neguț. Fotbalistică și suporterii lui Dinamo care au făcut spectacol inclusiv. Oh, ce șut bun al lui Ronaldo Deacu, nu prima lovitură de la colț. Spuneam, suporterii lui Dinamo au făcut spectacol inclusiv la hotelul echipei, au venit în fața hotelului, au cântat foarte mulți, au venit încă de ieri aici la Sibiu. Intervenție foarte bună a lui Golubovici, notând la care timp Sivi să-și pregătească centrarea, vine și Olsen, pasă la marginea careului pentru Cârjean, Cârjean, dribling, penalti. Oh! Ce decizie cu tupeu, iar ia aici Rareș Vidicat, dar să știi că face bine într-un fel, pentru că așteaptă varul. Adică și asumă această greșeală tocmai pentru faptul că are are varul în spate. Nu, el a considerat că Cârjan s-a agățat el de adversar. Hai în această vedem. Fază. Hai să vedem, oricum eu mie mi s-a părut fault. Ia să vedem. Sigur așa pare, dar să vedem. Dacă nu e decizie bună de tot a lui Vidicat, din asta nu ne dăm seama prea bine aici. Vrei să spun ceva? Se agață. Are dreptate Vidicat, da. Aici, întinde. Aici, nu. Știi de ce? Pentru că, da, a ridicat piciorul Selimovici. Aici parcă iar. Da, dar nu. Parcă nu, iar aici are piciorul în pământ. Îl agață, îl agață. Eu zic că nu. Eu, mă, Rareș Vidicat nu e de condamnat. El a luat o decizie în, cum să zic eu, în dinamica fazei și pare într-adevăr că pune piciorul în pământ, dar duce într-adevăr genunchiul spre Cârjan. Ia să vedem. Este, este penalt, da. Decizie corectă. Corectă, sigur. Și cartonaș galben pe care îl vede Selimovici. Da, pentru că dacă e penalt, e și galben la această fază. Șansă pentru Dinamo de a trece în avantaj în acest minut 31. Da, și șansă pentru Selmani să marcheze al patrulea gol din penalti în acest sezon. El a și luat mingea. Vedeți, am spus-o de atâtea ori, lăsați varul în pace. Varul, ca și concept, este un upgrade, acum depinde și cum e folosit, dar uite, asta este o fază în care, într-adevăr, îl înțelegi și pe central de ce n-a dat penalti, îl înțelegi și pe cel de la VAR de ce l-a chemat și apoi și de ce a întors Rareș Vidicat în fază. Așa trebuie să se desfășoare lucrurile. Căbuz față în față cu Selmani, minutul 32. Selmani deja 6 goluri în acest sezon, însă 3 din jumătate dintre ele din lovituri de la 11 metri. Bine, Dan Nistor e lider la acest campion. Capitol cu penaltiuri, da. Dar le și bate bine, cei drept. Căbuz într-o vreme apăra destule penaltiuri, dar în ultimul timp pare în regres la capitolul ăsta. Să vedem dacă astăzi va fi mai inspirat. Selmani se apropie de minge, față în față cu Căbuz, șutează sub transversală și este 1-0 pentru Dinamo. Ce să apere Căbuz aici, Cătălin? N-avea ce să apere, Selmani șutează sub bara transversală, așa se bat penaltiurile. Un pic riscant, să știi. Riscant, dar dacă ești stăpân și știi foarte bine cum să te stăpânești, în primul rând, că despre asta este vorba, n-are, portarul n-are nicio șansă. 1-0 așadar pentru Dinamo cu 12 minute înainte de finalul acestei prime reprize. Spuneam, dacă Dinamo reușește să câștige în această seară aici la Sibiu, va face 21 de puncte și o egalează pe Craiova, echipa aflată pe poziția a treia în clasament. E adevărat, cu un meci mai mult disputat, dar Craiova n-are meci chiar atât de ușor, va juca luni seară în epilogul acestei runde. Zeligo Kopić, greu de stăpânit pe margine, foarte furios după decizia lui Rareș Vidicat. Adevărul e că nici mie nu prea mi s-a părut fault acolo. Dar nici Zeligo Kopić n-ar fi trebuit să reacționeze așa. Ia să vedem. Uite, Cătălin. Absolut nimic.
Da, l-am văzut. Înțeleg, dar nu înțeleg de ce s-a supărat totuși Zelenko. Pentru că a fost mai devreme încă o fază, când a luat cartonașul galben, când tot așa o decizie aiurea dată de Rareș Vidican. Edi Neaure, Olsen, recuperarea lui Oroian, pasă în centru pentru Ian Stoica, așează bine lui Murgia. Murgia s-a dezechilibrat exact când se pregătea să șuteze. Ce zici, Cătălin, mai rămâne dacă, bineînțeles, Sibiul nu cumva întoarce, că dacă întoarce ar fi culmea să fie dat Marius Boldărășanu afară, dar este dacă nu bate Sibiul, crezi că mai rămâne? Lui care așteaptă o centrare în interiorul careului de 16 metri al lui Dinamo. Iani Stoica trimite în fața porții. Mingea este respinsă. Cred că acolo Găman... Ce ocazie! Găman, a doua oară, după ce a trecut prin fața mingii, cred că Iani Stoica a șutase bine. Uite, hai să vedem cum se ducea mingea asta. Se ducea pe portar, dar era pe poartă oricum. Și aici Găman consideră că a fost faultat, dar nu e nimic. Nici măcar offside nu atinge, da, și nu-l atinge nimeni. Nu-l atinge nimeni. Ce șansă! Ce șansă mare are! Pasă greșită pentru Ianis Stoica. Banii rămâne întins pe gazon în timp ce echipa sa atacă periculos. Ce trecere! Și ce gol! Ce gol înscrie Boateng! Venit surprinzător din defensivă! Minutul 88, acțiune extraordinară a lui Boateng, supărat parcă pe lipsa de incisivitate a coechipierilor săi din ultimele minute. Ia el o acțiune pe cont propriu și pătrunde printre toți jucătorii Sibiului. Iese Buș la Hermannstadt și intră Popescu, Robert Popescu. 2-0, așadar, pentru Dinamo. Ce gol! Ce gol! Făcută șahmat defensiva Sibiului. Aș zice că nu doar defensiva, și mijlocul Sibiului. Luați pe rând jucătorii sibieni, iată și din reverse angle. Gârjan și el decisiv, cu un penalti scos și pasă de gol. Da, și Boateng arată, Mădălin, niște calități pe care nu-i le intuiam. Mai puțin fotbalistice. Sibiul e din a doua categorie. Probleme pentru un jucător al lui Dinamo. A rămas căzut la pământ. Oricum, probleme mari pentru Hermannstadt, care în acest moment mai are un singur punct avantaj față de echipele de pe ultimele două poziții. Plânge Florentin Petre. Cred că emoționat de ce ascultă în tribună. Mi s-a făcut și mie pielea de ele, sincer. Incredibil. Uite, vezi, asta lipsește la multe echipe din campionatul nostru. Spiritul. Da. Încă o posibilitate de contraatac important pentru Dinamo. Neaore. Neaore însă o pasă mult prea puternică pentru Neagu. Incredibil. Eu am rămas emoționat de cadrul de mai devreme.